să descoperiți ce are de spus și din cărțile lui și din spectacolul pe care vi l-a pregătit. Ce este foarte îmbucurător din punctul meu de vedere este că autorul și-a dorit să-și lanseze cartea la mine. Și mi-a spus că s-a întâlnit cu cineva de la TVR Iași, care a spus că la mine este un centru cultural nemaipomenit și că ar fi bine să includă în turneul lui național și mâine. Și ne-am contactat, am stabilit o conexiune împreună și noi am fost, bineînțeles, de acord să-l primim la Măinești, chiar foarte bucuroși. Mulțumim foarte mult pentru că te-ai gândit și la noi. Deci, bun venit la Măinești! Bună ziua! Eu sunt Ovidiu Stridon și mă bucur foarte mult că astăzi ați ales să fim împreună pe rețele ora. Cu siguranță nu știți foarte multe despre mine. Tocmai de asta, faptul că mă pricep puțin la marketing, probabil se vede. Interacțiunea de astăzi o datorăm faptului că cea de-a doua mea carte, cea care a apărut în luna noiembrie 2017, se bucură de o critică foarte bună și am zis că trebuie să mă plimb cu ea prin toată țara. Probabil ați primit cu toții din copăcelul meu cu poezii, văd că e gol, nu? L-am rugat pe domnul Viorel Costea, care îi mulțumesc foarte mult pentru că ne-a facilitat această întâlnire. L-am rugat să vă ofere și flyerele mele. Eu sunt din orașul Târnăveni, județul Mureș. Nu știu câte lumea au auzit de Târnăveni. Cât auzi și de mâine. Eu știam de Măinești. E adevărat că este pentru prima dată când vin în Măinești și mai ales prima dată când voi cânta în Măinești. Vă spuneam că am născut în mijlocul țării. La 14 ani am plecat la liceu la Cluj. Mai târziu am plecat la facultatea în București. Și mai târziu am plecat tot la facultatea în America, unde am și trăit o vreme, mai bine de 10 ani. Mai târziu, respectiv în urmă cu 3 ani, m-am mutat în Marea Britanie, acolo unde de altfel am și scris această carte. Este a doua mea carte de poezie, apărută la editura Alexandria Publishing House. Sunt băiatul din Târnăveni, românul care s-a întors acasă. Anul trecut am revenit în România și adevărat că toți prietenii mei mă întreabă: ești nebun, de ce te-ai întors? Și credeți-mă că niciodată nu mi s-a părut mai frumoasă țara mea decât o descoper acum cu aceste călătorii. Suntem astăzi la 55-a lansare de carte pe care o fac. Ieri am fost la Biblioteca din Onești, alaltă am fost la Centrul Cultural George Apostol din Bacău, înainte cu o zi am fost la Biblioteca Județeană din Piatra Neamț, mâine voi fi la Focșan, Biblioteca Județeană, și probabil dacă o să ne intrăm în conexiunea asta virtuală, care se numește Facebook, o să înțelegeți care e traseul mai departe. Săptămâna viitoare voi fi la Teatrul Municipal din Turda, marți, miercuri, Biblioteca Județeană Cluj, joi, Năsăud, Casa de Cultură. Însă mă întorc la această lansare și am să încep, practic, această lansare de carte cu o poezie care este pentru mine foarte de sezon. Este o poezie pe care am intitulat-o Acasă. Renunț oricând la toți banii din lume, la insula mult prea frumoasă, la lumea perfectă îmbrăcată în costume, ca să mă întorc sănătos acasă. Țara lui Shakespeare nu-i pentru mine, ci simt cum alunec în ea un dor nepraznic, aievea mă ține și dezrădăcinarea e grea. Prea multă ploaie mă tristează și cerul prea gri mă apasă. Copilul din mine încă visează și vrea să se întoarcă. Thank you.
vrea ta. N-ai să uiți nici când de casa ta, n-ai să uiți nici când ți-i la seama, când-un singur loc te-așteaptă mama. Drumul spre casă e drumul cel mai greu. Drumul spre casă e preferatul meu. Drumul spre casă e drumul cel mai greu. Drumul spre casă e un destinul meu. Evident că piesa a numit-o Femeia. Și am să parafrazez acest cântec cu ceea ce eu, probabil și dumneavoastră, denumiți Femeia Supremă, Mama.
Mai de preț decât orice avere, mai de preț decât banii sau faima, cât trăiești, cât visezi, simți și speri, mai de preț decât toate e mama. Firesc în drumul care se întâlnești, mulțimi ce-ți vor alunga teama, vei fi iubit ce să iubești, dar nimeni nu te va iubi ca mama. Când luna pe cer se arată, ori te trezești liniștit dimineața, încearcă să nu uiți niciodată. Mamei tale datorezi viața. Eu mi-am reamintit foarte multe cântece populare pe care le știam din copilărie, de pe vremea când părinții mei mă duceau la câte o nuntă și îmi amintesc că
Întotdeauna locul meu preferat la câte o nuntă era în colțul muzicanților. Stăteam câte o noapte întreagă să-i urmăresc. Și mi-am preamintit, chiar am un repertoriu foarte bogat de piese populare în românești. Vreți să cântăm împreună? Vreți să cântăm împreună? Perfect. Ok, sper să vă surprind plăcut. Exact pe codul portocaliu de ninsoare din luna martie. 19 martie Caracal, 20 Slatina, 21 Craiova, 22 Calafat. Și am zis, gata, vă iau cu mine în turneu. Și la final, după ce am terminat de semnat cărțile, aveam și CD-uri la vremea aia, domnul a văzut că aștepta să termin cu ceilalți și i-a venit și mi-a zis, domnule, acum
Eu am făcut în conjurul lumii de vreo două ori, că am fost navigator. Dar, gata, sunt la pensie, eu vin, când-i plecarea? Și mi-am dat seama, băi, trebuie să fiu foarte atent ceea ce spun. Tocmai de asta, mai degrabă v-aș spune o poezie frumoasă. Pentru că mă întorc puțin la perioada în care am scris această carte. Și trebuie să vă fac o mărturisire că dacă în America mi-a plăcut foarte mult, în Anglia nu m-am potrivit deloc și nu mi-a plăcut. Și am scris și am încercat să-mi salvez sufletul pentru că simțeam în fiecare zi cum viața mea devine o viață de robot. Am lucrat pentru poate cea mai mare companie de retail online din lume, ea se numește Amazon, s-ar putea să o știți. Și recunosc că a fost cea mai stranie perioadă din viața mea. Fiecare zi mă întrebam oare ce caut eu în lumea asta, parcă nu mai intră în viața mea, parcă viața m-a creat pe mine. Pentru că am ales să lucrez 4 zile pe săptămână câte 10 ore, erau 40 de ore pe săptămână, în ideea în care am zis, ok, cealaltă 3 zile o să călătorez, o să explorez. Și adevărat că am făcut niște excursii foarte frumoase în Țara Galilor, în Irlanda, în Scoția. Însă, știți că se spune că banul este ochiul dracului. Sistemul din Amazon îți oferă posibilitatea ca după cele 4 zile în care te duci la servici câte 10 ore, la care se adaugă o oră dus, o oră întors. Deci, practic, tot ceea ce faci într-o zi e focusat pe job. Spuneam, deci, că Amazon îți oferă posibilitatea să te duci și în a 5-a zi, atunci când ești plătit cu 150%, și în a 6-a zi, când ești plătit cu 200%, și se adaugă un sport de weekend. Prin urmare, o aritmetică simplă te face să înțelegi că în astea 2 zile câștigai la fel de mulți bani ca în cealaltă 4. Și atunci m-am prins puțin în povestea asta, fără să-mi dau seama ce presupune. Și recunosc că după vreo 2 luni în care cu mare greutate făceam timp o dată pe săptămână să-mi fac cumpărături și să-mi pun haine la spălat, după vreo 2 luni, deci, începeam să-mi pun probleme. Păi, stai puțin, eu n-am mai văzut un film. N-am mai fost la niciun teatru, nu m-am mai deschis tocul de chitară. Parcă, nu știu, parcă nu mai era viața mea. Parcă, nu știu, era așa un cerc din care simțeam că nu mai ies. Mi-a fost foarte greu să mă obișnuiesc cu procedurile foarte clare din Amazon, cu faptul că te duci la toaletă doar pe dungile galbene, te duci în pauza de masă doar pe dungile verzi, te duci acasă doar pe dungile albastre. Niciodată pe dungile roșii. Și mi-amintesc că mereu și mereu îmi puneam întrebarea asta la nesfârșit. Băi, de ce am ales chestia asta? De ce fac asta? Și mă strădeam întotdeauna să nu uit când încep serviciul să am la mine o foaie și ceva de scris. Pentru că ideile veneau pur și simplu. Una din poeziile la care țin foarte mult și pe care mă strădesc să nu uit să vă spun, se numește Viață. Prea multe așteptări și timpul zboară și ce e dus rămâne veșnic dus, tic-tacul grabnic mersul ți-l măsoară și în fiecare clipă te îndrepți spre apus. Prea multe inutile griji te neacă, te afunzea dând cu fiecare gând, lași prea ușor momentele să treacă și ani din existența ta trec rând pe rând. Mâine, luni, astăzi ce va fi uitat, ispite tainice mereu te agață, adesea ești asemenea motivat din darul ce se cheamă viață. Am întors căpsii dragi, țineam lângă ceas.
Prinsă doar amărunte spre globul închis. Și priveam clipa cu piele. Priveam timpul încă de. Acest timp, acest timp, m-am lăudat la toți colegii mei că, uite, e de-al nostru.
Habar n-aveam cine era. Toată adolescența mea m-a notat, că nu am văzut decât la televizor, la tăsă de două. Și anii au trecut, mi-amintesc că m-am întors în țară în 2011 și publicasem prima mea carte de poezii. Este cartea care cuprinde poeziile adolescenței și a vieții mele de student. Sunt foarte multe texte ale cântecelor mele. Și tot așa mă plimbam prin țară, din oraș în oraș, cu concerte, cu lansări de carte. Și la un dat cei dintre mele au zis, măi, ar fi frumos să vii și acasă să faci o lansare de carte. Aici, uite, la Casa de Cultură. Și mi-amintesc că vorbeam la telefon cu primarul din acea vreme a orașului și el îmi spunea că la Casa de Cultură sunt doi angajați. E femeia de serviciu și e fochistul. Și la sunet o să mă ajute fochistul. Și eu venim, mă gândim, măi, cum să mă ajute? Că sunetul e un lucru foarte important. Cum să mă ajute un fochist? Dar am avut surpriza plăcută că atunci când am ajuns, scena arăta impecabil, boxele aranjate, monitor, stații, microfoane și în timp ce făceam probele de sunet, omul ăsta mă tot întreabă, și cum e să călătorești, să mergi în fiecare zi în alt oraș? Și am zis, ai grozav, pentru că nu sunt două locuri la fel, este tot e altfel. Și zice, băi, ce frumos că în tinerețea mea asta am făcut și eu. Și le întreb, de ce? Ai cântat și tu? Și îmi zice, da, am cântat. Și îl întreb, unde? Păi, într-o formație care se numește Semnale. Îl aveam în față pe omul cu care toată copilăria mea m-am lăudat. Încercați să vă imaginați o sală de vreo 300 de locuri. Am spus povestea la jumătatea concertului, jumătate din sală plângeau și în fața mea, la butoane, la sunet, mai tare decât toți, Feri Molnar, bateristul trupei Semnale, l-am invitat pe scenă și am avut șansa asta grozavă ca în această viață să cânt împreună cu unul dintre membrii trupei Semnale, poate unul dintre cele mai frumoase cântece de dragoste scris la altă limba română. Să poți să-mi
Săptămâna trecută, vineri, când am plecat la un festival, 1, 2, 3 iunie, am fost la un festival în Poiana Secuilor din Predeal. Acolo se întâmplă în fiecare weekend, până în septembrie, Ud Folk, un festival de muzică acustică. Și în weekendul în care am fost eu, 1, 2, 3, a fost un weekend dedicat copiilor. Și a fost așa frumos, că mi-am reamintit niște cântece foarte, foarte vechi. Și cântecul pe care așa să vi-l cânt mă duce cu gândul la o perioadă din viața mea când eram foarte, foarte micuț. Mi-amintesc că mama îmi citea povești seara dintr-o carte groasă cu povești, multe povești, în care exista o singură poezie. Și după ce am trecut anii și am crescut, m-am bucurat să-mi dau seama că, de fapt, acea poezie este și cântată. Este textul unui cântec pe care îl cânta Manda Călugăreanu. Mult mai târziu am aflat că, de fapt, versurile acelui cântec sunt scrise de poetul George Coșbuc. Am să vă cânt acel cântec. Este unul dintre cântecele. Am văzut că stârnește foarte multe amintiri, pentru că atunci când eram în America, am făcut o trupă, un band. Și aveam încă 3 colegi cu mine. La chitară aveam un prieten care în viața de zi cu zi lucra într-o bancă, era IT-ist într-o bancă în Manhattan. La chitară bas aveam un prieten care în viața de zi cu zi era medic. El a învățat să cânte la chitară de pe internet. Și la percuții aveam un prieten care se numește Ben Daumbault, un profesor de muzică american. Și Ben își făcea o lucrare de doctorat din muzică românească. I s-a părut lui că sună foarte, foarte exotic. Și amintesc că am avut o lansare de carte a primei mele cărți la Institutul Cultural Român din New York. Și erau foarte mulți copilași care se plimbau printre scaunele părinților. Și noi nu făceam niciun fel de repetiții. De regulă întorceam, le spuneam care e gama în care cântăm și tot spectacolul era o improvizație. Și mi-amintesc că, stârnit de acești copilași, m-am reamintit cântecul despre care v-am spus, cântecul Andei Călăgăreanu pe versurile lui George Coșbuc. Și l-am surprins pe unul dintre colegii mei că avea lacrimi în ochi. Și la final am întrebat, ce s-a întâmplat? Și el zice, păi, nu-ți dai seama, dar eu cântecul ăla nu l-am mai auzit de când eram în grădiniță. Cu siguranță o să vi-l amintiți, anumite generații. Însă am să prezint acest cântec tot cu o poezie de-a mea, din această carte. O carte pe care am structurat-o în 5 capitole. Am încercat să nu amestec lucrurile. Prin urmare, poeziile de dragoste sunt clar într-un singur capitol. Poeziile de despărțire sunt într-un alt fel de capitol. Poeziile de despărțire mi-au și cel mai bine întotdeauna. Nu știu de ce. Sunt specialist în piese de despărțire. Mai am alte 3 capitole. Unul pe care l-am intitulat Acasă, Muzica vine din cer și Liniștea singurătății mele. Și din capitolul intitulat Acasă, am să vă spun copilărie. Dacă anii aceia s-ar putea întoarce, aș atinge visele cu palmă, bucuriei inocenței care împrăștea uitarea peste tristețe, tata m-ar purta pe umeri, mersul mi-ar fi zbor, aș alerga după fluturi colorați, verile mi-ar părea nesfârșită, ploile mi-ar stropi fericirea, aș fura cireșele coapte, genunchii mi-ar fi mereu juliți de asfalt, aș crede că toți copiii din lume sunt prieteni, dar aș împărți ciocolata doar cu fetițele frumoase din blocul vecin. Thank you.
și a alergat în sat să fure și să ducă în pădure pe copii care plâng. Și a venit la noi la poartă și a ieșit eu cu ea, înflămând trei coșoace. Hai la tare ca să te joace. Uitasem să merg la contabilitate să-mi iau salariu și contabila venea la mine după câte o săptămână și zicea la tu nu mai vrei bani, că toți colegii te-ai șalat de mără, tu te iași duplico. Diferența dintre ce înseamnă să lucrezi de plăcere și ce înseamnă să lucrezi pentru bani. În America, de fapt, în Anglia a fost apăsător pe de parte și faptul că o zi pe săptămână, banii pe care făceam într-o zi pe săptămână, îi plăteam chiria unui pakistanez. Cu alte cuvinte, casa mea era închisă în București și o zi pe săptămână lucram pentru un pakistanez. Mi-am cumpărat același model de mașină pe care l-am în România și în Anglia și țin minte că plăteam pe lună cât plătesc aici pe 6 luni.
După ce m-am întors acasă, mi-am reactivat un abonament foarte vechi de telefonie mobilă și mi s-a părut extraordinar faptul că primesc cu 3 euro mai mult decât primeam cu 60 de lire în Marea Britanie. Și acolo nu se joacă companiile. Acolo, dacă astăzi s-a terminat perioada de grație și n-ai plătit, mâine, nu doar că nu mai poți să suni, dar nu mai poți să primești nici apeluri. Ori eu îmi reactivam un abonament după nu știu câți ani. Trăiesc în București, unde e foarte interesant. Acum, eu știu orașul foarte bine și văd cum o parcare care costă 1,50 € pe oră, oamenii se fofilează să mă plătească. Mi-amintesc că m-am dus în Londra și nu doar că n-am găsit loc de parcare. Și dacă era să găsesc 30 de minute, costau 10 lire. E o altă carte pe care o scriu, de data asta povestea mea din Marea Britanie, nu prin versuri, ci povești reale, unde bineînțeles că n-am să pot trece niciodată cuvântul Amazon, însă e povestea reală a lucrătorilor care timp de 10 ore, nu știu, spune-i unui român că 10 ore n-are voie să aibă telefonul mobil la el. Sau spune-i unui român că 10 ore, de la femeie de serviciu până la general manager, toată lumea stă în picioare. De ce? Pentru că psihologii Amazon din America au considerat că în secunda în care te așezi jos, primul gând îți merge la vacanță, la weekend și vor să dai timpul ăla tot companiei. Singurele excepții sunt femeile însărcinate care au un fel de, imaginați-vă, un scaun de bar pe care se pot sprijini. De asta n-am exagerat când am spus că mi-am salvat viața scriind. De fapt, m-a salvat sufletul scriind acele poezii. Toată lumea mă întreabă de ce nu ce ai făcut astăzi. Că de o parte, cartea mea este o invitație la reflecție. La reflecție asupra clipei prezente. Vă spuneam la început că microfonul înseamnă putere. Și e foarte important să spui oamenilor că, de fapt, noi ne-am născut fericiți. Ne-am născut să fim fericiți. Poezia, tu ce ai făcut astăzi, sună cam așa. Tu ce ai făcut astăzi? Pașii te-au purtat prin locuri însorite? Ai văzut lumina? Ai simțit-o? Ai lăsat îmbrățișarea soarelui să te cuprindă? Ai privit oamenii în ochi cu seminătate? Ai lăsat adevărul să evadeze din încrâștarea gândurilor tale? Ai simțit bucuria clipei, firescul emoțiilor, naivitatea copilului care ai fost? Ai dăruit dragoste, iubire? Ai trecut mai departe cu capul sus de încântările și răutățile semenilor supărați? Ai salvat lumea cu un zâmbet? Te îndrept spre dormitor cu pace în suflet? Ori ai alergat prin tunetul întunecat al ploii, te-ai speriat de fulgerele urmitoare, ai simțit până la piele stropii reci, te-ai folosit de bunătatea oamenilor ca de un paratrăznet și ai basculat cu invidie peste aceștia toate nemulțumirile, frustrările și neîmplinirile tale, ca și cum drumul tău a fost ales de ei. Tocmai de aceea ei mi-ai păcălit cu tristețe, așteptând să mai treacă o zi dintre acelea despre care nu vrei să-ți mai amintești niciodată. Tu ce ai făcut astăzi? Și cântecul pe care l-am compus eu când eram adolescent este un cântec că spuneam puțin mai devreme că n-am prevăzut că viața mea va fi așa mereu cu dorul spinare. Este o piesă intitulată Mie Dor și se bucură de mare audiență, are câteva milioane de vizualizări pe canale de muzică și probabil știți că pe Facebook nu mai există granițe, nu mai există distanțe, așa cum foarte mulți mă întreabă când vii la Moinești, când vii la Bacău, când vii la Vaslui, așa cineva m-a întrebat odată când vii în Miami. Și
Evident că am dat același răspuns pe care îl dau tuturor celorlalți. Am spus, sper, curând. Întâmplarea a făcut să ajung să cânt în comunitatea Doamnei din Hollywood, Florida, la 30 de minute de Miami. Și femeia asta mi-a zis că m-a văzut, știi că tu pentru mine întotdeauna vei rămâne Domnul mie dor. Și m-a mai zis un lucru foarte important, că dacă vrei vreodată să știi ce înseamnă dorul, întreabă un emigrant. M-aș bucura să ascultați pentecostal meu cu sufletul. Un joc
care este de fapt un cântec. Îmi amintesc o semana puțin la oameni că ați fost atât de îndrânați. Dați voi, nu? Este un cântec pe care mi l-am reamintit la un moment dat, acum vreo 3 ani, eram la festivalul de folk de la Gărână. Nu știu dacă știți. E un festival care se întâmplă fiecare an. Sunt mii de oameni care vin în Munții Semenic. Și mi-amintesc că urma să cânt în aceea seară cu Mircea Baniciu, cu Zoltan Octavian Butuc și cu Dumnezeu să-L odihnească pe Ghiuri Pascu. Și eram seara la masă înainte de concert și Ghiuri ne zicea că, băi, am niște emoții de numai. Și eu zic, cum să ai emoții tu? Pentru că pe tine te cunoște toată lumea, e suficient să urci pe scenă și oamenii vor zâmbi și o să te aplaudă. Și zice, nu, 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 că nu e așa. Când sunt atât de mulți oameni, trebuie să-i agăți cu un singur cântec. Un singur cântec. Dacă nu, ești un om mort. Și mă amintesc că urcasem pe scenă mii de oameni și mi-am lăsat să-mi minte chestia asta. Un singur cântec dacă nu ești un om mort. Și mă gândeam, păi, care poate fi cântecul ăla? Pentru că acum, eu sunt conștient că n-am niciun cântec atât de celebru. Dar, tot datorită unor chipuri de copilași foarte simpatici, am avut o prezență de spirit fantastică. Și țin minte că am dat primele acorduri la chitară și am spus primul vers, după care încercați să vă imaginați mii de oameni care s-au ridicat în picioare și care au cântat până la capăt acest cântec. Aș vrea să vă propun, ăsta e jocul, să mergeți în urmă cu gândurile dumneavoastră. Inițial mă gândeam să vă spun la un moment frumos din copilărie, dar tot ce înseamnă copilărie sunt doar momente frumoase. Amintiți-vă orice din copilărie și n-am nicio îndoială că nu o să cânte cu toții. Mie mi-au luat 30 și ceva de ani să înțeleg că, de fapt, este un cântec scris pentru oameni mari. Vreți? Vreți? Nu? Suntem gata, da? Sper să fie o surpriză plăcută. Oh,
cer, ca viața mea bolnavă să învie, o săptămână de copilărie, să fiu din nou în clasele primare și maica mea să știe ce mă doare, să se ocupe cei bătrâni de toate și eu să cred că ori și ce se poate. Copilăria mea, precum a voastră, îmi intră ca o schijă prin fereastră și mă orbește de lumină vie și simt nări și în gât copilărie. Dar nu se poate, sunt lucid, e ora când mă încadrez în moartea tuturor. Adesea, lansările de carte le-am în biblioteci, printre cărți, în librării, centre culturale, case de cultură. Să nu uit că e foarte important, mâine după Focșani o să plec din nou acasă în București, mâine noapte, dacă aveți insomnii, de la ora 12 noaptea până pe la 3-4 dimineața voi fi direct la Radio România Actualități, emisiunea Muzică și Radio, o să povestesc, evident că am să mă laud ce grozav a fost la Oinești. Am învățat că, fiind adesea printre bibliotecar și librar, că un autograf pe o carte se dă neapărat cu un stilou. Prin urmare, aștept cu multă bucurie să vă semnez cărțile, aștept să le achiziționați, aștept să le citiți. Și pentru că bucuria a fost leitmotivul acestei zile astăzi la Moinești, aș vrea să închei cu un cântec de al meu despre bucurie, însă domnul Beethoven mi-a luat-o înainte.
Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc Centrului Cultural Lira. Aș vrea să-l aplaudez pe domnul Fiorel Costa, pentru că pensul este binevoit la această cultură. M-aș bucura să ne revedem oricând va fi, să fie sănătoși, cu bine. Mulțumesc foarte mult! Mi-ar plăcea o dată să facem un concert în sala aia mare. O să fii invitatul nostru, gândește-te la propunerea asta, e de bun augur. Și o să putem să completăm din preună, ca să spun așa. Mulțumesc foarte mult. Da? Oare să facem cineva cu vânzarea cărților? Dacă e cazul, mulțumesc foarte mult!